Bună ziua, cum am dus pe fundalul acestor minunate imagini de la Marea Mediterană. Trebuie să vă spun că sunt foarte, de fapt am fost foarte, foarte supărat pentru că ieri, astăzi am pus un video, dar nu trebuia să-l pun pe acesta. Pentru că ieri am lucrat la un video cam 2 ore așa și la sfârșit mă anunță că nu poate să-l înregistreze pe telefon. Am șters din video și din greșeală am șters și video care făceau parte din videoul meu propriu zis. Acum vă arăt numai rămășițe, dar am ținut să vă arăt că am pus atât de mult zel și dragoste la acel alt video încât na, trebuie să vă spun particularitatea că întotdeauna eu vă arăt un alt stil de mâncare care are întotdeauna ceva mai particular. Ați văzut la început. Aveam niște foi de varză, nu erau de ajuns și am cules niște foi de viță de prin grădină la vecini. Particularitatea este că nu a făcut deloc căleală și nu a pus nici șuncă afumată, nimic, nici ciolan afumat, nimic, nimic. Am dat o savoare particular sarmalelor mele din ierburi și din prafuri aromatice. Al doilea lucru este că am pus apă cumpărată ca să că este mai de calitate, deci și fără ulei n-am pus deloc ulei. Și după aceea 100 de grame de orez la orez completă la 1 kg de carne de varză. O să vedeți la sfârșit ce superbe au ieșit. Dacă vă întrebați ce gustau, n-aveți decât să veniți să mâncați la mine. Le-am dat în clocote imediat pe foc, după care le-am băgat la cuptor fără capac. Atenție, unele capace, dacă le băgați la cuptor, poate să pleznească, așa cum mi s-a întâmplat mie cu câțiva ani în urmă, la o bunătate de mâncare care nu venea să o arunc, a vrut să o mănânc cu ciuburi. Na. Deci au ieșit absolut extraordinare, nu sunt grase, sunt, le mănânci cu plăcere, chiar și cei care fac dietă le recomand aceste tip de sarmale. Uitați-vă în video cu chiftele, cam acolo compoziția și amesticurile de carne care le-am făcut. În principiu, foarte puțin porc și în rest carne de vacă macră. De fapt, acest video, de fapt video care l-am pierdut este că mă luasem deja mie la cuisine pentru că mi-a șters niște comentarii în care i-am zis, wow, ce grasă și frumoasă e mâncarea ei, că arată bine așa, dar era grasă, 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 ula, la, 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 la. Și îmi pare rău că nu are și ea grijă de cei care se uită la video ei și continuă să facă mâncăruri grase și să-și bată joc de oameni. Dar, na, a făcut ghiri-ghiri, a făcut vrajă și mi s-a stricat video. La sfârșit, ca de obicei, niște poze cu faimosul telefon S20 Samsung S21 Ultra, de care mă bucur atât, atât de mult. Sper să țină și cel puțin 2 ani până iese un altul nou cu aceleași capacități. Ce să zic? Nu uitați că dacă intru și dau comentarii la voi, intru și din plăcere, mă uit și cu drag și la repe rapid la videourile voastre, dar trebuie să intrați și voi la mine să comentați. Că timpul meu este ca și al vostru prețios și muncim de greu să facem aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru atenție. Cei care vă uitați pentru prima oară, nu uitați să vă abonați. Bucurie, fericire în spatele la tot ce fac.